Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face etalare pentru Zodia Pești, Luna sau Ascendent în Zodia Pești. O etalare pe plan sentimental. Sfatul meu este să vă gândiți la o persoană dragă și să descoperim împreună în ce fel de relații vă aflați în momentul de față cu această persoană și prin ce trece. Și ce va fi în viitorul apropiat. Dacă nu v-ați înscris la canal, sfatul meu este să o faceți. Nu vă costă nimic, este gratuit, dar în acest mod ne vom conecta energetic pentru a primi răspunsuri din partea oracolelor, a tarotului și din partea îngerilor în etalările viitoare. Haideți să vedem pentru toți cei care s-au înscris la canalul meu. Ok, mulțumesc! Aici văd că primește o mare onoare din partea altor persoane în ce privește anumite întârzieri sau lupte, da? Văd că a trecut prin anumite bariere această persoană sau o confruntare cu persoane diferite, a trecut printr-o luptă cu persoane și aici văd că va avea un câștig de cauză sau onoare, da? Văd că îi se vor face recunoscute meritele, da? Aici în ce privesc luptele prin care a trecut această persoană. Și văd că are așteptări. Au fost lupte între voi, au fost bariere, întârzieri sau secrete, au fost dezamăgiri și această persoană dorește să fie respectată, să fie privită, să fie iubită, să fie luată în seamă și are așteptări de la dumneavoastră. Sau, în momentul de față, această persoană trece prin anumite întârzieri și are așteptări. Aici văd o judecată. O judecată în familie, o judecată poate anumite probleme legale de rezolvat. Aici văd că e posibil să treceți printr-o judecată în relația cu această persoană și poate are un rol comunitatea în care faceți parte sau familia a dumneavoastră sau acestei persoane. Mai doresc o carte. Poate fi și membrii din familie, poate fi un membru la care vă gândiți dumneavoastră, cu care poate au fost discuții în contradictoriu, nedreptăți, poate și nedreptăți și pentru alți membri din familia noastră sau în comunitatea în care faceți parte. Pentru că cineva a așteptat ceva. Și de aici că au fost aceste întârzieri sau bariere, văd discuții aprinse și judecată pentru toată comunitatea sau pentru unii membri din familie, din comunitate. Haideți să vedem că un card, Zodia Pești, Luna sau Ascendent, mulțumesc. În ce privește munca? În ce privește un ajutor sau la locul de muncă, aici văd că muncește această persoană. Haideți să clarificăm fiecare carte în parte pentru Zodia Pești, Luna. Îi se spune să-i oferiți timp, că totul se va întâmpla la momentul oportun. Cineva aici vrea să controleze situațiile sau persoanele și de acolo au venit luptele. Cineva s-a opus. Sau cineva a zis un nu. Și de aceea vi se spune să nu controlați situațiile sau persoanele, că totul să lăsați să fluiască, nu mai știu cum se zice, mă scuzați. Să lăsați să vină totul de la sine pentru a crește ceva anume, e posibil la această persoană să lucreze sau să fi fost la început, să nu fi fost o relație de lungă durată și e nevoie de timp. Nu ați oferit timp prea mult sau ceva întârzie să apară între dumneavoastră și această persoană și vi se spune să-l lăsați să vină totul de la sine, să oferiți timp ca această relație să crească sau dorința dumneavoastră să crească. Haideți să vedem ce așteptări are această persoană. Văd aici că sunteți intuitivi. Ați avut așteptări la această persoană și e posibil să vă fi înșelat așteptările sau să vă fi dezamăgit. Aici,
ați fost intuitivi și vi se spune să vă ascultați intuiția. Pentru că ceea ce tu ignori, mai târziu va repeta această situație, va reveni în viața ta. Sau cineva a refuzat și și-a ascultat intuiția pentru că se aștepta ca lucrurile să nu fie cum ar fi trebuit. Și ai judecată pentru intimitate. Pentru că cineva poate a căutat în afara relației, poate aici ați divorțat, sau a fost eu o judecată în momentul de față pentru că pe plan intim. Dar știți ce? Uneori e posibil să fie anumite divergențe în relația cu persoana iubită pentru că persoana iubită are nevoie de mai multă atenție, mai multă iubire, chiar și pe plan intim, are nevoie de mai multă intimitate. Și cred că acolo este cheia, secretul ca relațiile să funcționeze pe termen lung. Sau aici ce a fost cineva a înșelat, a căutat în afara relației și de acolo a fost, este judecată sau divorț. Comunitate. Sau în ce privește pământul, în ce privește o judecată cu persoane din familia de origine. Că e ca și cum cineva a trebuit să apeleze la persoane din afară, persoane străine și nu a fost ajutat de familia sa, nu știu. Aici o comunitate. Sunt provocări de luat decizii pentru a vă vindeca. Provocări în comunitatea în care faceți parte și sunt sfide și aveți nevoie să vă vindecați. Și semne de apărare, scorpion, pești. Și văd că intrați în legătură sau comunicați cu aceste semne zodiacale și luați decizii împreună cu aceste semne zodiacale și ca și cum e nevoie de vindecare aici. Haideți să vedem ce va fi în viitorul apropiat între dumneavoastră și persoana la care vă gândiți. Zodia pești. Văd că este un impas, un eșec, o despărțire aici, o pauză sau o îndepărtare de partener, de parteneră sau de persoana la care vă gândiți. Zodia Capricorn poate are un rol important, a fost o manipulare, o toxicitate aici, o minciună. Da, ceva s-a rupt sau poate cineva a pierdut jobul, cariera sau o schimbare de casă aici. Sau în ce privește corpul fizic, cineva a avut poate, sau are probleme de sănătate. Haideți să vedem în viitorul apropiat. Anotipul toamna. Aici cineva are probleme de sănătate. Sau trebuie să dați mai multă importanță sănătății. Sau aici ați avut o, veți avea o revelație. Văd că va fi o schimbare, o accelerare. Și trebuie prudență, să reflectați, să meditați. Haideți să vedem ce va fi în viitorul apropiat pentru zodia pești. Cineva are nevoie să meargă la un medic, să facă anumite analize. Sau ce privește instituție de stat, o mutare de casă, o schimbare de casă. Poate probleme legale din cauza unei case. Haideți să vedem în viitorul apropiat pentru zodia pești. Aici, viitorul apropiat, există o interferență din afară sau a treia persoană care intervine în relația cu voi sau trebuie foarte multă prudență că e cineva mai gelos, mai posesiv sau poate o situație din afară poate interveni în relația cu dumneavoastră. Poate o persoană, o prietenă, o situație, o persoană din familia dumneavoastră, poate. Văd că în viitorul apropiat veți sta cu familia în cercul familiar, veți ieși cu prietenii sau veți fi într-un grup de persoane cu această persoană
Și nu știu, a treia persoană poate interveni. Poate fi și un copil care poate interveni în relația cu dumneavoastră. Aici văd că veți, nu știu, vă veți întâlni la locul de muncă sau veți vorbi de un proiect împreună, veți lua decizii de un proiect împreună, veți munci împreună sau decizii. Zodia Balanță poate are un rol important. Luna octombrie. Trebuie să aduceți un echilibru în viața dumneavoastră, o armonie, va reveni armonie în viața dumneavoastră. Văd că ambii vă veți ocupa de aceeași rutină, de aceeași obiceiuri, obișnuințe. Veți sta pe divanul și vă veți uita la telefon ambii. Sau va fi așa o rutină de... Vă veți ocupa de lucrurile casei. Va fi și un pic de gelozie, cum spuneam, de posesivitate sau de lipsă de încredere între dumneavoastră și această persoană. Sau persoana iubită îi va lipsi încrederea și va avea dubii și îndoieli în ce privește cu cine comunicați, cu cine vorbiți pe rețele de socializare, vă va urmări. Și văd că vă veți auzi la telefon. Va fi o schimbare de comunicare, de mesaje, veți flirta, veți fi seduși sau o persoană din trecut va reveni în viața dumneavoastră și vă veți simți bine alături de această persoană, că această persoană va încerca să vă seducă. Veți avea momente plăcute alături de această persoană, momente colorate. Haideți să vedem ce dorește să vă spună această persoană, da? Pentru zodia Pești, luna sau ascendent în zodia Pești, ce dorește să vă spună persoana la care vă gândiți dumneavoastră în momentul de față? Dorește să vă audă vocea, dorește să vorbească dumneavoastră, dorește să vă zică că nu se simte apreciată, e ca și cum nu vă interesează prezența sa sau persoana sa. Vrea să vă spună acest lucru, vrea să vă spună un secret, nu v-a spus tot. Sunt diferențe între dumneavoastră și această persoană, poate pe plan financiar sau valorii, principii. Sunt diferențe între voi. Este o persoană care îi pare rău că nu s-a exprimat mai bine, că nu a acționat într-un mod mai bun, că nu s-a exprimat ca persoană foarte bine și văd că a învățat anumite lecții de la dumneavoastră, să știți, și nu le va uita niciodată această persoană. E un contract de suflet, e menit să fie împreună și nu s-a terminat relația cu această persoană. Mai aveți încă de spus, mai aveți încă lucruri de rezolvat alături de această persoană și de discutat. Nu s-a terminat relația între voi, este un contract de suflet și se va termina când veți ajunge la evoluția dumneavoastră și când vă veți da seama că nu mai aveți nimic de zis, de spus, da? Este un contract de suflet menit să fie împreună, o relație destinată să fie împreună. Poate unii dintre voi sau această persoană lucrează pe internet, pe rețele de socializare sau lucrați împreună și încă mai aveți lucruri de comunicat, de rezolvat sau de a face împreună. Doar că sunt valori diferite între voi. Unul dintre voi doi dă foarte mare importanță banilor, da? Și a stabilității financiare. Și pot fi anumite valori și principii diferite. Dragii mei, dragi, eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă aștept data viitoare. Vă urez tot bine din lume și să ne vedem cu bine. Sănătate, la revedere, numai bine!